Salut, bă, șacalor, ce faceți? E șmecherie și la mine și la voi, e super tare. Simt dator să dau câteva explicații sau, mă rog, neapărat să dau explicații, dar simt nevoia așa să răspund. Mă gândeam că nu merită, că sunt doar câțiva care zic asta, că nu știu ce, că nu știu cum. Nu neapărat că mă apasă sau că mă doare pe mine ceva, dar vreau să deschid un pic, gen mințile oamenilor. O să vorbim despre asta imediat, nu uitați să lăsați un like, să vă... Dar voi lăsați like-uri, băi, și fără să zic eu, frate. Adică facem câte 4.000 ceva de like-uri fără să zic, e super. Vreau să zic ceva, pe unii interesează, pe unii nu, poate să dea skip mai încolo. E vorba de un buton de donații pe care l-am lăsat în descriere. Bă, fraților, după cum știți, eu nu mai am telefon. Înainte de telefon am mai avut cameră. În momentul de față filmez cu un webcam care nu este al meu și cu un microfon de la căști. Inițial voiam să mă apuc să fac niște live stream-uri caritabile, să mai strâng câțiva bani pentru să-mi iau și un telefon, ceva care să mărească un pic calitatea pe canal. Da, să vezi față. Mi-am luat mare strike și nu mai pot. Așa unde alea durează 3 luni, deci nu mai pot să fac ce am vrut eu. Cineva care vrea să trimite, bă, orice sumă de bani, puteți să-mi trimiteți acolo, frate, eu să vă citesc în video, nu-i nicio problemă. Adică aș vrea să-mi cumpăr sau măcar să-mi repar telefonul, dar nu prea am permis acum, dacă mă înțelegi. Deci cine vrea, e acolo, poate să-mi trimită. Bine, așa cum a revenit. Astăzi o să vorbim despre îndoctrinare, frate. Cred că e cel mai bun termen care le conține așa pe toate, frate. Aici pe platforma asta numită YouTube, că doar de asta suntem aici, sunt oameni mai deschiși la minte și oameni care sunt de-a dreptul încuiați, frate. Adică sunt în debara, în beci, cum vrei tu. Și acești oameni ai întunericului, frate, cred în felul următor. Mă dau exemplu pe mine. 61.000 de abonați. Să presupunem, frate, că aș avea microfon de studio, cameră de aia, frate, cu green screen-uri, cu tot ce trebuie, frate. Dar după cum am spus, aș avea 60.000 de abonați, nu mai mult, nu mai puțin. Acum cu piciorul în birou să mișca camera, e calitate. Un alt exemplu, dar nu-i dau numele, să fie acolo, frate, fără nume, e cine vreți voi. Și acest cine vreți voi ar avea aceeași calitate ca mine, același green screen, aceeași cameră, același microfon de studio, dar ar avea 100, 200, respectiv 300 de mii și mai mult de abonați. Dacă aș zice ceva de acel cineva cu mulți abonați, sau dacă n-aș avea o părere pe care o are el, sau aș face ceva ce a făcut și el, dar nu original, pentru că după cum știți, trendurile vin mai întâi de afară și după vin... Calitate, bro. Are palmă cea dată în microfon, e bine. Trendurile vin mai întâi din afară și după ajung la noi, e peste tot așa, la fel și cu desenele animate și cu melodiile și cu orice tip de videoclipuri cu nouă idee, așa e. Mereu regula o să fie afară prima oară, România penultima oară. E bine, dacă eu să fac ce am zis mai înainte, eu cad de prost. Nu neapărat de prost, de ultimul retardat, de ultimul cretin, de ultima gloabă a societății. Păi cum pot eu, om care are doar 60.000 de abonați pe YouTube, să-ți ia de un cineva care are 100, 200, respectiv mai mulți abonați pe YouTube? Păi bă, prostule, n-ai cum să faci așa ceva, nu? În momentul ce are mai mulți abonați, e, nu știu, mai deștept, mai frumos, e mai cult, e tot, frate. E un fel de Dumnezeu tehnologic, dacă mă înțelegeți. E bine, de asta îi numim pe ăștia oameni ai întunericului, ai beciului, în cuiață, în uși, în camere, în ce vrei tu. Pentru că au o mentalitate foarte slabă. Am vorbit despre partea îndoctrinată și acum vreau să vorbesc despre partea fanatismă. Sunteți unii care v-ați luat, nu știu, nu neapărat că v-ați luat drept model pe o vedetă de asta a YouTube-ului românesc, dar v-ați găsit un YouTuber preferat. Dacă altcineva zice altceva despre părerea voastră pe care o aveți despre vedetă, nu știu, sunteți ceva de genul: cât e, mă, Dean Dragogan, mă? Păi nu vezi că e zeiță Afrodită, mă, în carne și oase, mă? Da, frate, eu care filmez cu microfon de căști și cu webcam, eu mă iau de alții. Eu nu mă iau de ei. Eu că și alții nu-i vedem pe ăștia youtuberii, vedem tot oameni. Ai 1 milion de abonați, că ai 500 de mii, bă, frate. Deja te consideri persoană publică. Prin urmare, pot să-mi spun orice părere despre tine, pot să cred ce vreau. Că-i permis, frate, nu-i așa? Cu ce ești tu mai am decât mine dacă ai mai mulți abonați? Ai tot 2 mâini, ai tot 2 picioare, păi ce morți, mă, zici, ce e asta, frate? Tot așa a fost o chestie și ieri când am pus distrack-ul ăla. Multe comentarii de apreciere, frate, chiar foarte, foarte multe. Deci încă 85% erau comentarii pozitive și 15% negative. De ce, dacă sunt atât de multe comentarii pozitive, m-am gândit să răspund fix la alea negative? Deoarece comentariile alea sunt de la niște oameni care îmi scriu din beci, la figuraj, la propriu, la ce vrei tu. Pentru că nu văd lumina, văd negru, frate, spălați pe creier. Comentarii de genul: l-ai copiat și tu pe Vlad Munteanu, felicitări, dar te anunț că niciodată n-o să ajungi la nivelul lui. Ești prea prost, săracule. Cum să-ți compari videoclipurile tale? Uite ce față ai. Și acum, ca să le răspund la toți care au lăsat comentarii de genul, hai să ne gândim un pic. Primul și cel mai bun răspuns ar fi bani. Într-adevăr, dacă ai bani, frate, poți să faci destul de multe chestii. Dacă ai bani, poți să-ți iei aparatură, poți să-ți cumperi reclamă, poți să faci multe chestii. Dar dacă nu ai, ce faci? Te descurci cu ce ai. De idiot să fii să compari distrecul meu cu al lui. Nu știu ce trebuie să ai în capul ăla, frate. Omule, de parcă dacă nu mi-aș fi permis, nu mi-aș fi luat dracu un microfon de studio, frate, și o cameră de aia, calum.
lumea, frate, un Canon de ăla. M-aș fi dus și eu dracu la hotel de ăla să filmez, că pot. Normal că pot dacă am bani. Dar dacă nu, e greu să te gândești așa că alții, nu știu, se descurcă cu ce au. Da, frate, a fost făcut aici. Un webcam, un microfon de căști. Nu-i de studio, că nu, bugetul totuși. Am înregistrat singur într-un program audio. L-am editat singur. Mi-am căutat instrumentalul singur. L-am editat singur. Mi-am scris versurile singur și zic eu că au fost destul de ok. Încă nu sunt cântăresc sau că nu mă ocup cu asta, zic că au fost mult mai subtile decât respectivele. Bun, și revenind, nu pot să-mi exprim părerea despre ei că au mai mulți abonați. Cine are peste 100.000 e văzut ca o mini-vedetă, sau mă rog, mai mare. Care sub 100.000 e terminat pe viață. Cum, frate, este ei? Normal. Adică să nu permit să spun despre gașca clickbait. Da, frate, fac clickbait, e ceva normal. Dar nu știu, mi se pare trist când văd thumbnail-urile alea de la toți din aceeași cameră, cu aceleași personaje. E, asta chiar e trist. Da, și așa pe final, un ultim argument ar fi, cât timp suntem toți oameni, pot să zic orice vreau, da, orice vreau. Nu-ți convine ție, nu e problema mea, frate. Vrei să mă detronezi? O să revin. Până te plictisești tu sau până mă plictisesc eu. Dar cred că la tine o să cadă prima plictiseala. Până ne plictisim amândoi, frate, la cât o să revin. Într-adevăr, mai trebuie schimbat un pic treaba, că mulți au ce nu merită. Sau mulți au, dar nu fac ce ar trebui să facă pentru chestia aia pe care o au. Cam atât am avut de zis. Într-adevăr, v-am dezamăgit, nu a fost unul dintre cele mai amuzante videoclipuri. Nu e așa cum v-am obișnuit, dar am simțit nevoia, frate. Ne vedem, bă, șacalilor, și până data viitoare. Chit că nu ești cu mine, chit că nu ești șacal de-a meu. Chit că vii din altă parte, de la vedetele de-ți plac. Du-te, bagă-te în duș, fă-te bine în cap, frate, până dai tot negru la jos din cap. O să te aștept foarte mult, o să fii mai om, o să gândești altfel. Ne vedem, bă, eu mă duc să mai copiez și altceva. Aveți grijă de voi, nu uitați de un follow pe Instagram, de reclamă, de alea. V-am pupat, bă. Obraznică, sexy și rare. Pisie obraznică, face doar ce vrea. Pisie obraznică, felină nebună. Pisie visează dragostei, viață bună.